Acest love-hate relationship. Cred că e și o traducere nouă, mai interesantă. Da. Mai ales da, traducerea pe care a acceptat-o Vlad Chistache, regizorul nostru. Apropo de traducere, era o glumă, bineînțeles. Nu ne-a lăsat să schimbăm niciun cuvânt, așa că veți vedea o versiune aproape integrală. Am scos vreo... O scenă. Cred că vreo și... două... Da, o scenă jumate. Scenă jumate, dar... În schimb, ne-a obligat să ținem minte tot textul. Da. Ne-a băgat în criză. Și trebuie să începem spectacolul. E un spectacol destul de complicat, o să vedeți. Nici eu n-am văzut celelalte variante, dar cu siguranță nimeni n-a avut UPU să facă o scenografie cum a avut Vlad Chistache împreună cu Vlad Turturică și nimeni nu a obligat actorii, o să vedeți la ce ne-au obligat pe noi acești doi tineri foarte talentați. Ești cumva intelectual? Eu sunt un bou. Textul ăsta l-am învățat de la un prieten al meu care spunea că frazele mai lungi și aia respirația liberă. Aaa, prietenul tău e intelectual. Da, e intelectual. Da, se vede. Da? În fraza asta nu a găsit și măcar o găină. Mă, se sizez cumva o undă de misocinism împotriva bărbaților? Trebuie să zici mizandrie? S-a inventat un cuvânt pentru așa ceva? Nici n-am și cum să ce urâți. Dar tu de unde știi cuvinte de astea ciudate? Ești intelectuală? Ah, nu. Citesc. Ah, ești masochistă. Tu ești mult mai tânără decât mine și mai talentată. Păi, dar e... Nu, firesc. Vai. Nu ne certăm acum înainte, nu intrăm în criză decât în timpul presă. Da, așa este. Și suntem îmbrăcați în pijamale pentru că, surpriză, o să vedeți ce se întâmplă la începutul spectacolului. El n-are. Eu încă n-am. El încă nu. El o să scoată tot de pe. Aproape. El. Alo, bună, eu sunt. Da? Dar ce-i cu tine? Parcă m-a bătut totuși. Nu, adică nu-i nimic. Nimic. Ce s-a întâmplat? Mi-a ieșit un herpes la gură. Nu vreau să mă vezi așa oricum, eu sunt urât, dar cu un herpes la gură sunt ceva de speriat. Pentru atâta lucru nu mai sună. Da. Dar nu ești urât, urâtule. Ba da, sunt, crede-mă, sunt. Tot unde mai scos și de asta? Păi, uite-te și tu numai puțin ce față asimetrică am, n-am fi atentă. Se pare. Nu, privește cu atenție. Nu vezi? Nasul e strâmb, puțin, spre stânga. Da, bine, e puțin. Vezi? Dar e foarte puțin, nici măcar nu se observă. Eu nu se observă. Și urechile? Cu urechile ce mai e? Păi tu nu vezi? Sunt clăpăuge! Ce? Te-ai câmpit? Unde vezi cu urechi clăpăuge? Pe capul meu, nu vezi? De spate, de cap. Nu ce cu tine, dragă? Da, alo, și dinții, cu dinții. Ai văzut? Sunt un dezastru, fii atent. Dinții de jos sunt total inegali, iar sus am aici așa incisivul care este mult mai înalt decât primăvarul care la rândul este mult.
mult mai mic decât următorul. Am un dezastru, n-am văzut nici un cuvânt, n-am văzut până acum așa ceva. Auzi, am impresia că tu nu mă mai iubești. Mi-a fost greu să joc cu Zmaran, dar mi-era jenă, zic, aoleu, am învățat atâtea lucruri bune și eu poate nu țin cont de ele. Sper să nu dezamăgesc. Emoția cred că a fost mai mare la mine. M-am bucurat atât de tare când am auzit că o să joc cu proful. Și am zis, Mare, să jucăm împreună. Ce poate să-și dorească un student mai mult decât să ajungă pe scenă cu profesorul? Și tocmai de aceea măsura era măsura. Acum ce fac? Că am pe domn profesor lângă mine. Mai sar calul. Ce poți să faci? Vezi, serios, cum vrei să te conving, nu mai pot să... Păi vreau să-ți spun mâna de acolo! Nu înțelegi că nu pot să... Vă spune mâna de acolo, spune mâna de acolo, spune mâna! Tu nu glumești! Eu nu glumesc, pur și simplu nu pot să-ți spun! Da? Dar de mâna când ți-ai băgat-o? Da, exact! Și n-am mai pune nici o bar și nu mai pot să o scoți! Vorbim despre mâna mea, nu? Despre ce părere lui Dumnezeu, le mai că pleci și se ia! Păi n-am avut și eu, credeam la fel! Nu pot să mă băi, niciodată nu vreau să discutăm, să dezbatem pe tema asta, după ce îmi scoi mâna. Cum a fost azi la serviciu? Tu ce ai mai făcut? Ce ai mai făcut? Ce ai mai făcut? Mai nimic, ala trebuie ce mai ai făcut. Sunt frumos niște la mine. Te rog, uite-te la mine. Da, și? Mă uit. Ia-ți ieșit un coș pe față? De coș, uite-te la mine și concentrează-te pe ideea asta. Noi doi nu mai avem ce să ne vorbim. Mm. Și crezi că dacă mă uit la tine o să cred prostia asta? Of. Da, foarte frumos. E emoționant. Suntem, da. Cu toate emoțiile la purtător acum, cu 10 minute, 7 minute înainte de spectacol. Mă ură. O simplă coincidență. Bun, mi-a pasă și cu pintonul acolo. Apasă pe parter. Nu merge. Las că apăs în pune. Dacă eu nu știu, nu, eu nu știu să apăs un buton, nu? Stai de așa. Vezi că era un buton special pentru cazul din astea. Da, știu. Pălămule! Rosito! Imposito! Imposito! Cărnaș! Păi e ficuță! A luat gustos! Băuleanule! Căprițo! Puiul meu! Fasonica mea! Mențitule! Zbăcito! Nu